Artificiile, petardele și rachetele luminoase folosite la Revelion au devenit o normalitate. Cu toate acestea, materialele pirotehnice produc stres în rândul animalelor de companie. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că petardele le sperie pe necuvântătoare și recomandă să le ținem în casă. Petardele reprezintă un adevărat pericol pentru animalele de companie. Zgomotul produs de acestea este perceput de animale de aproximativ 50 de ori mai puternic decât oamenii. Stăpânii animalelor sunt sfătuiți de către medicii veterinari să le ofere atenție atunci când aceștia sunt speriați. Din păcate, distracția oamenilor pentru animăluțe este teroare. Majoritatea înțeleg aceste sunete și lumini ca pe niște amenințări și, din păcate, foarte mulți se rănesc, încearcă să fugă, să se ascundă și în aceste momente se taie, se agață în gard sau se lovesc chiar foarte puternic la nivelul capului. Și, din păcate, chiar avem, după aceste zile de Revelion, foarte mulți pacienți care vin în stare critică la cabinet, foarte multe plăgi care trebuie suturate și, de multe ori, chiar și traume vizibile care nu durează destul de mult până se rezolvă din punct de vedere emoțional. Câinii nu sunt singurele animale care suferă de pe urma petardelor și artificiilor, la fel de afectate fiind păsările sălbatice și mamiferele mici. Din păcate, aceste artificii și petarde afectează și animăluțele sălbatice, păsările în mod special. Putem observa o mortalitate ridicată a păsărilor după aceste zile de Revelion, pentru că, de asemenea, se sperie extrem, mulți se lovesc de diverse obiecte sau chiar de stâlpi, de firele curentului electric. Câinii sunt animalele de companie cele mai afectate, conform unor studii. În Marea Britanie, peste 75% din proprietarii de câini au observat că aceștia au un comportament agitat în timpul lansării artificiilor și petardelor, tremură, latră, se ascund. Aceste manifestări reflectă anxietate, frică și chiar spaimă excesivă, iar în această perioadă numărul câinilor dispăruți se dublează. Bagi în casă. Se bage în casă începând cu ora 11:30, pentru că vor fugi de casă, se vor speria. Mulți dintre ei nu o să mai revină, mulți o să sară gardurile și o să-și provoace niște leziuni foarte, foarte urâte. Și ideal ar fi asta, să se bage în casă. Sau cei care nu se pot băga în casă, să le se administreze medicație contra anxietății. Cea mai practică metodă este să, pentru cine poate, să stea împreună cu animalul atunci, în momentul ăla, la 12 noaptea când încep artificiile, sau să facă un sacrificiu să-l țină înăuntru, sau cu pastiluții pentru calmare. Dar prima variantă cred că e cea mai fezabilă. Urmarea unor studii de specialitate, pocnitorile petardele artificiile au într-adevăr impact negativ și asupra viețuitoarelor sălbatice, în principal datorită zgomotului puternic, imprevizibil și efectelor luminoase.